Pentru că am intrat deja în febra sărbătorilor și toate gospodinele se gândesc ce să gătească dulce, eu m-am gândit să vă prezint o rețetă de turtă dulce. Nu este o rețetă obișnuită de turtă dulce, la fel ca și cea pe care o găsim în magazin, plină de zahăr, făină, euri, conservanți și așa mai departe. Vom folosi ingrediente mai sănătoase, fără zahăr și fără făină. Haideți să vedem despre de ce avem nevoie pentru a face această rețetă. Ingredientele sunt 2 ouă mari, 50 de grame de miere, 60 de mililitri de ulei de cocos pe care l-am topit, o linguriță de pudră de ghimbir, o linguriță de scorțișoară, un praf de sare, esență de vanilie, esență de migdale și făină de migdale, un praf de copt și 5 grame de ștevie pentru a îndulci. O să începem să amestecăm cele două ouă. Le batem puțin până se sparge gălbenușul și se amestecă. Pe rând vom pune mierea și toate celelalte ingrediente. Ultimul ingredient pe care o să-l punem va fi făina. Adăugăm și un praf de sare pentru a potenția dulcele. O să pun o esență întreagă de vanilie. Și jumătate de esență de migdale. Pentru a amesteca făina în compoziție, o să folosim un tel pentru a se omogeniza mai bine. Începe să prindă o consistență. Dacă mai este nevoie, puteți să adăugați făină de migdale, dacă simțiți că compoziția nu este suficient de tare. Să începem să modelăm bilușele. Am dat pe mâini cu puțin ulei de cocos ca să nu mi se prindă. Turtim ușor biluța și o să punem peste câteva migdale, fulgi de migdale. Am terminat de făcut biluțele. După cum vedeți, mi-au ieșit exact 15 bucăți. Dacă doriți să faceți o porție mai mare, trebuie doar să dublați sau să triplați cantitatea din fiecare ingredient. Urmează să le punem la cuptor timp de 10 minute. Cuptorul este deja preîncălzit. O să-l punem la 180 de grade.
Dacă v-a plăcut această rețetă și doriți să ne susțineți, puteți să ne dați un subscribe pe canalul nostru de YouTube, să ne dați un like la această rețetă, share și nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări.